Câștigătorii de la alegerile de astăzi ar putea sta în mâna unor tineri care votează acum pentru prima dată. Și sunt peste 1 milion de tineri care se pregătesc să meargă astăzi la urne prima dată în viața lor. Ce cred aceștia despre importanța votului lor, ne spune colega mea Elena Stan. Bună dimineața, Elena, te ascultăm. Bună dimineața, Dan, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Potrivit specialiștilor, în România, anul electoral 2024 marchează o premieră. Peste 4,5 milioane de tineri cu drept de vot, cu vârsta de până la 35 de ani, sunt așteptați la urnă. Dintre aceștia, 1,1 milioane de tineri vor vota pentru prima dată. Este pentru prima dată când numărul tinerilor votanți îl depășește depășește numărul tinerilor numărul seniorilor care merg la vot. Astfel, cu un procent semnificativ de tineri hotărâți să-și exercite dreptul la vot, scena politică a țării ar putea fi influențată substanțial de generația tânără. De altfel, așteptările tinerilor pentru viitorii lideri locali din comunitățile lor este acela ca aceștia să înființeze noi locuri de muncă bine plătite, o educație mult mai calitativă, dar și un nivel de trai mult mai crescut. Pe de altă parte, tinerii au ca principală sursă de informare Facebook-ul, site-urile de știri și televiziunea. Iar în ceea ce privește informarea despre partidele și candidații la alegeri, 13% dintre tineri se consideră informați, iar 39% dintre aceștia se consideră mai degrabă informați. Pe de altă parte, 13% se consideră mai degrabă neinformați decât informați, iar 35% se consideră foarte puțin informați. Similar în ceea ce privește și informarea despre procesul la vot, 21% dintre tineri se consideră foarte informați, iar 35% se consideră mai degrabă informați. 17% dintre aceștia se consideră mai degrabă neinformați, iar 27% foarte puțin informați sau aproape deloc.